Bună, haideți să discutăm în continuare despre operații cu mulțimi. Voi lua mulțimile în R și vom defini, adică deja știm ce înseamnă reuniunea, intersecția și diferența dintre două mulțimi. Reuniunea sunt acele elemente X care sunt în A sau sunt în B, intersecția cele care sunt în A și în același timp sunt și în B, și, adică elementele comune lor, și A minus B sunt acei X care sunt în A, dar nu sunt în B. Desigur, putem să avem și B minus A, care este altceva. B minus A vor fi acele elemente X cu X în B și X nu este în A. La A reunit cu B, aceași jur cu B reunit cu A, A intexta cu B, aceași jur cu B în texta cu A. Intervale ne interesează cu precădere. Le vedem pe axă și... Vom defini intervalele, deci un interval de forma AB. Desigur putem să avem unul din intervale, unul din capete deschise, unul deschis, unul închis așa. AB. Apoi putem să avem de la minus infinit la A sau minus infinit A deschis, respectiv B infinit, B închis infinit, unde Desigur, A și B, două numere în R cu A mai mic ca B, ca să putem să definim aceste intervale care îl conțin și pe A și pe B. Pe axă, intervalul AB.